Odată cu terminarea examenului de bacalaureat, elevii care au absolvit sunt în căutarea unui loc la facultate. Cu toate acestea, pentru studenții care nu vor prinde un loc la buget, aspectul financiar și costurile pe care părinții trebuie să le suporte pentru un an de facultate nu trebuie neglijate. 8.000 de lei trebuie să scoată din buzunare studenții care doresc să urmeze Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj-Napoca, aceasta fiind cea mai mare taxă de școlarizare aprobată de o instituție de învățământ superior din Cluj-Napoca. Pe listă urmează Universitatea Babeș-Bolyai, unde sunt de plătit între 2.000 și aproape 6.000 de lei pentru un an de studiu. Reprezentanții instituțiilor de învățământ spun că în mare parte taxele sunt păstrate la nivelul anului trecut și pot fi achitate în 4 rate. Cele mai mari taxe de școlarizare pentru anul universitar 2012-2013 sunt la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu. Astfel, studenții vor plăti 8.000 de lei pentru fiecare dintre primii 3 ani de studiu, urmând ca taxa să scadă apoi, ajungând la 4.800 de lei în anul 6. La Universitatea Babeș-Bolyai, un an de studiu poate costa 2.000 de lei la facultățile de fizică, biologie sau teologie și chiar 5.500 de lei la Facultatea de Teatru și Televiziune. La Universitatea Tehnică, studenții de pe locurile nebugetate trebuie să achite între 3.000 și 4.000 de lei pe an. Universitatea de Artă și Design are o singură taxă de 3.000 de lei, indiferent de specializare. Cei care nu reușesc să prindă un loc la buget la Academia de Muzică Gheorghe Dima au de achitat pentru un an de studiu între 2.700 de lei și aproape 5.000 de lei. Conform site-ului citynews.ro, peste 20.000 de locuri sunt scoase la bătaie de universitățile clujene pentru anul universitar 2012-2013.